Vreau ca pentru această seară să citesc din unul dintre cele mai frumoase, cele mai cunoscute și cele mai evanghelistice versete care există pe paginile Sfintei Scripturi. L-a citit și Ionuț, l-a citat și Darius. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ocupăm locurile. Sunt bucuros să fiu aici cu dumneavoastră, să vă cunosc mai mult, păstorul, să-i văd pe bunii mei prieteni, Ionuț și Corina. Vă aduc salutări și de la fratele Petrică Găină. Vă transmite salutări. Am vrut să zic mamele cu copii. Stați liniștite, nu mă deranjează. M-am disciplinat să predic și când sunt copii. Știți de ce? Pentru că și eu am. Sunt tată de două fete și doi băieți. Mi-aduc aminte că aveam fetele primele și când eram tată numai de fete, vedeam câte un băiat care undeva pe la balconul bisericii noastre, la mama și copilul, făcea raliuri. Și am zis așa, în gândul meu atunci, să mi-l dea măcar o săptămână pe mână. Numai că Dumnezeu are simțul umorului. Mi-a dat și mie băieți. Și de când am băieți, așa că, mamele cu copii, stați liniștite, nu mă deranjează. Dacă plânge, să nu vă stresați. Pot să predic și când plâng copiii și când fac gălăgie. E bine să-i avem printre noi, în adunare. Domnul să binecuvinteze toți copiii din adunare în această seară. Trăim într-o vreme, iubiții mei, când cuvântul ăsta, iubire, este mai diluat și distorsionat ca niciodată. Vedeți, românul are cuvântul ăsta iubire pentru orice aproape. Iubesc fotbalul românii, iubesc Coca-Cola, iubesc pizza, iubesc mașinile. Românii cam iubesc. Trăim într-o vreme în care cuvântul ăsta este atât de diluat, mai diluat ca niciodată. Și politicienii noștri cunosc versetul ăsta. De fapt, versetul ăsta e unul dintre cele mai cunoscute. Îl învață copii la școala duminicală, îl învață și candidații de botez. E unul dintre cele mai ușoare versete de reținut. V-am spus, până și unii dintre politicienii noștri cunosc aproape referința și vă spun de ce. Cei care vin la noi din 4 în 4 ani, la un moment dat, unul dintre politicieni a venit într-o biserică și se citea din Ioan 3:16. Și la un interviu înainte de alegeri, bărbatul ăsta a zis unei televiziuni în felul următor. Salut poporul român, dar nu am mai știut referința. Salut poporul român și în loc să zică Ioan 3:16, a spus Ioan 16:3. Și în Ioan 16:3 zice Biblia că se vor purta astfel cu voi, fiindcă n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Fiul. E o realitate. V-am spus, versetul ăsta, cuvântul ăsta iubire a ajuns atât de diluat. Singurul care ne poate să ne readucă din nou la concepția reală, autentică, nediluată a acestui cuvânt este numai Dumnezeu. Imaginați-vă-L pe Dumnezeu în această seară stând undeva la Catedra Veșniciei. Știu că nu ne plac lecțiile, cel puțin cred că numai eu am fost și cred că numai copiii mei. Când aud că după o oră de pauză, că le dă soția înainte să vină, după ce au venit de la școală, îi cheamă lecții copii. Știți cum vin? Poziția românului obișnuită, ghiocelul, nasul și returi. A, zice, iară lecții. Deja se gândesc, nici n-au început bine școala, poruncii mei, și deja se gândesc la vacanța de vară. Imaginați-L pe Dumnezeu în această seară, stând undeva la Catedra Istoriei, a Veșniciei, predându-ne cu adevărat lecțiile iubirii. V-am spus, pruncii noștri nu mai au chef să învețe, că de o vreme în România, cu durere o spun, de o vreme în România,
Examenul maturității de mult nu mai bacul. Examenul maturității, școala de șofer. Deja se gândește la 17 ani când ia taică o mașină. Nu că trebuie să-și dea bacul și trebuie să-și gate studiile. Pentru că ascultați-mă copii, sunt aici copii, vă rog, măcar de data asta fiți cu ochii aici și cu urechile. Nu uitați, chiar dacă e singurul lucru cu care rămâneți în seara asta din predica mea, ascultați-mă toți copiii aici care face școală. Cei care învață astăzi, mâine, vor da de lucru la cei care nu învață. Repet, cei care astăzi învață, mâine, vor da de lucru la cei care nu învață. Prima lecție a iubirii pe care Dumnezeu ne-o predă în seara asta e simplă. Dumnezeu, zice Biblia, că s-a ținut de cuvânt. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, fiindcă a dat. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Într-o generație în care avem cuvântul încălcat, încălcăm cuvântul, spunem că iubim, nu mai iubim. Spunem că venim în 15 minute. Trebuie să-L aștepți 25, că El nu vine în 15 minute. La altar, ascultați-mă, la altar promitem soțiilor noastre până la moarte. Promitem soții noștri că în bine, în rău, oricum ar fi, capătă nevasta proporții. El nu mai e mulțumit. Se întâmplă o boală, El o părăsește. Oameni buni, trăim într-o vreme a promisiunilor încălcate. Ne-am săturat de 30 de ani să așteptăm acea luminiță de la capătul tunelului. Și pur și simplu, acea luminiță de la capătul tunelului nu mai vine. Pentru că Dumnezeu a zis, când eu iubesc, eu mă țin de cuvânt. Este singurul, Dumnezeu este singurul care ne poate învăța în această seară esența iubirii, plecând cu ea de aici, să cucerim viețile. Să cucerim lumea asta. Pentru că singurul care poate să cucerească inima ta și inima mea în seara asta este unul singur, Dumnezeu prin dragostea Lui. Poate niciodată nu te-ai întâlnit cu dragostea Lui Dumnezeu. Poate ești aici, penticostal de 30 de ani. Poate ești aici, om care vii pentru prima dată în casa Lui Dumnezeu și n-ai simțit niciodată brațele pline de iubire a Lui Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Poate n-ai simțit niciodată căldura care topește inima de gheață. Poate n-ai simțit niciodată acea iubire care sfarmă orice inimă de piatră. Oameni buni, Hristos n-a venit să cucerească lumea asta prin sabie, pentru că pe Golgota se putea da jos și să cheme o legiune de îngeri. Hristos a cucerit lumea prin iubire. Oameni buni, am uitat lucrul ăsta. Hristos a cucerit lumea asta prin iubire. Simplu. Și dragostea nu stă nici în declarații. Că la declarații suntem buni. Știți că suntem generația lipsei de originalitate. Generația lipsei de sacrificiu. Uitați-vă, oameni buni, cât de neoriginal suntem. Cel puțin de sărbători. Știți că de atâtea ori ne este mai ușor să trimitem redirecționat frecvent iconițele alea. An nou fericit. Dar mai bun, de ce să nu scriem noi? Marius, să spuneți, ești pentru mine, însemn ceva. Marius, pentru biserica mea însemn ceva. Ascultați-mă tinerilor care sunteți în prag de căsătorie. Nu mai dați copii pe ei să le impresionați. Scrieți voi! Nu scrieți ca Eminescu, nu contează lucrul ăsta, că nu scrii ca Eminescu, nu contează. Scrie tu ceva acolo, chiar dacă scrii agramat, dar măcar scrie tu. Știți că suntem generația care atât de ușor promitem, generația declarațiilor, oameni buni. Poate ai promis soțului tău, soției tale de 20 de ani, de 15 ani și încă ea așteaptă să-ți împlinești promisiunile. Că la declarații suntem buni, declarații luna de pe cer s-o dau, înconjurăm pământul de 7 ori. Dar ascultați-mă, iubirea nu stă nici în declarații, nici în ilustrații, ci simplu, iubirea stă în demonstrații. Sunt căsătorit cu soția mea de 14 ani, mulțumesc să vă dea Dumnezeu și vouă mulți ani înainte. Cred că de 14 ani puține au fost momentele în care i-am zis soție, nu i-am zis că o iubesc. Puține zilele. I love you, draga mea, te iubesc, draga mea. Numai că ea câteodată mi-a arătat și vasele și aspiratorul. Pentru că ascultați-mă, iubirea stă în demonstrație. Știți că ne-a promis Dumnezeu că ne iubește?
Încă din Geneza 3:15. Încă de când omul a început să falimenteze, încă de când omul și-a încălcat promisiunea pe care a avut-o înaintea lui Dumnezeu, atunci când omul și-a călcat principiile în picioare, când s-a ascuns de Dumnezeu, când l-a părăsit pe Dumnezeu și a întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu în momentul ăla a început să facă declarații. Știți ce i-a zis femeii și șarpelui? Vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul. Știi când s-a întâmplat asta? Acum 2000 de ani, pe dealul Golgotei, când sămânța femeii Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a zdrobit capul șarpelui, cineva punea întrebarea, unde a fost Dumnezeu în momentul în care omul a păcătuit? De ce Dumnezeu nu și-a întins mâna pur și simplu și să prindă omul și femeia, să o prindă de guler, să o prindă de haină, să-i prindă de undeva și la un moment dat să spună, băi, oameni buni, stop, terminați! Unde a fost Dumnezeu? Știți unde a fost Dumnezeu? Simplu. În porunca pe care El a dat-o. Probabil ești aici și spui, unde-i Dumnezeu în căsătoria mea? Unde-i Dumnezeu pe drumul vieții mele? Unde a fost Dumnezeu? Pentru că am avut parte numai de eșecuri, pentru că am avut parte numai de falimente, pentru că am avut parte de o viață grea, pentru că am avut parte de abuz în copilărie, pentru că am avut parte de o grămadă de lucruri. Nu vreau să-mi amintesc acum, îs traumatizat și traumatizată. Unde-i Dumnezeu? Simplu. În porunca pe care a dat-o. Unde-i Dumnezeu când mor de foame o grămadă de oameni? Simplu, în porunca pe care a dat-o. Unde-i Dumnezeu când 50.000 din fetele țării își vând trupurile pe străzile Europei? Simplu, în porunca pe care a dat-o. Dumnezeu n-a pus porunci să ne îngrădească. Unii zic, zice, m-aș pocăi, dar nu mai pot. Dumnezeu n-a pus porunci să îngrădească omul. Nu asta a fost scopul, ci Dumnezeu a pus porunci și principii. Nu ca să îngrădească omul, ci ca omul să fie liber și să fie păzit de o grămadă de tragedii și drame. Mă sună soția mea într-o zi, eram la mormântare. Mă sună, văd că insistă și zice, tată, unde ești? Când vii? Cât mai stai? Pentru că știe tot timpul unde ești, cât mai stai? Am zis, uite, acum îl îngropăm și te rog frumos să vii repede, te rog. Dar ce s-a întâmplat? Îs cu ăsta mai mic, sunt la urgență, sars foarte tare la un picior, când am auzit. Dar ce s-a întâmplat? Zice, aseară am făcut un foc în curte. Surorile iau tot, toate cotloanele, tot ce există și nu există. Strânge. Am făcut un foc în curte și am ars vreascurile, am ars gunoaiele. Și am zis băieților, pentru că nu l-am stins seara, l-am lăsat să se stingă dimineața și încă dimineața mai era jarul ăla care mocnea. Și am zis băieților, băieți, vă rog frumos să nu umblați la foc, să nu umblați acolo să descoperiți jarul. Ce s-a întâmplat? Ea a spus, ea a auzit, nu? Nu uitați un lucru, copiii nu ne ascultă totdeauna, totdeauna ne copiază. Asta s-o știți, nu veți găsi niciodată prunci cu minți și babe frumoase. Niciodată nu veți găsi. Și la un moment dat, ăsta meu mai mare avea șlapi. Și s-a dus și ce a făcut? A descoperit jarul așa și ăsta meu mai mic, știți cum e la țară, în curte, ieși din casă în picioarele goale. Ăsta meu mai mic, care avea 3 ani de zile, ce a făcut? S-a dus și l-a urmat de sculț. Și a călcat în jarul acela. L-am luat pe ăsta mic, pe ăsta mare pe genunchi și l-am pus pe genunchii mei când am venit acasă și am zis, ascultă-mă, în spatele a oricărui nu a lui mami există o consecință. Și în spatele a oricărui nu a lui Dumnezeu, oameni buni, există o consecință. Ce am eu în mână aici? A fost scris ca să fim cei mai liberi și fericiți oameni care existat vreodată pe pământul acesta. Dar în parametri în care Dumnezeu a lăsat aici. Vrei să fii păzită de avort? Vrei să fii păzită de o relație greșită? Vrei să fii păzită de o sarcină nedorită sau de o căsătorie falimentară? Ascultă-mă, nu ieși din cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Vrei să fii un om fericit? Toată viața ta să fii fericit, simplu. Nu ieși din cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Ce învățăm de la Dumnezeu? Simplu. Că Dumnezeu se ține de cuvânt.
vânt. Mi-aduc aminte de o ilustrație foarte faină, când la un moment dat Dumnezeu cheamă pe arhanghelul Mihail la el și spune: auzi, vei merge tu să răscumperi lumea asta din păcat? Da, zice el, dar care-i prețul? La care Dumnezeu îi zice simplu: moartea. Face un pas în spate și zice: nu, e prea mare prețul. Îl cheamă pe arhanghelul Gavril la el și spune: vei merge tu să răscumperi lumea asta din păcat? Da, mă voi duce, dar care-i prețul? La care Dumnezeu repetă: moartea. A făcut un pas în spate și spun: nu, e prea mare prețul, a zis. S-a uitat Dumnezeu peste corurile de îngeri și a pus întrebarea: cine va merge pentru noi? Și-a acoperit capul în aripi și a spus: nu, este prea mare prețul. Și în tăcerea aceea, în fața tronului de har, de slavă, a venit un miel și a zis așa: Tată, în sulul cărții nu este scris nici despre Mihail, nici despre Gavril, ci în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și acum 2000 de ani, pe dealul Golgotei, Dumnezeu ce-a promis s-a ținut de cuvânt. Doi. O a doua lecție este că Dumnezeu a jertfit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că s-a ținut de cuvânt, că a dat, s-a ținut de cuvânt. Pe singurul lui fiu. Ce învățăm? Este că Dumnezeu a jertfit. Sau mai biblic, s-a jertfit. Știți că Dumnezeu, zice cuvântul lui Dumnezeu, era în Hristos, împăcând lumea cu sine, când își dădea viața pentru noi. Pe crucea din dealul Golgotei, ascultați-mă, trebuia să fiu și eu și dumneavoastră. Fiecare dintre noi trebuia să fim acolo, pe crucea din dealul Golgotei, fiindcă Biblia vorbește foarte simplu. Plata păcatului este? E bine, pe cruce trebuia să murim. Jertfă de ispășire înseamnă jertfă de înlocuire, adică Hristos m-a luat pe mine de pe crucea aceea, m-a pus jos și s-a pus pe sine însuși. Pentru că mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu cerea moartea mea. Pentru că dreptatea trebuia să fie satisfăcută în mine, eu și dumneavoastră trebuia să fim nimiciți, morți. Dar dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută nu în mine, ci în singurul lui fiu. Pentru că între mânia lui Dumnezeu, între dreptatea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu, gata să izbucnească asupra păcatului, pentru că Dumnezeu este sfânt, este separat de păcat, nu urăște păcatul și nu poate să-l vadă. Între mânia lui Dumnezeu și mine, într-o zi s-a interpus crucea din dealul Golgotei, fiul lui, și crucea a fost pentru mine paravan. De asta vorbește Biblia, că a fost jertfa noastră de salvare. Ne-a salvat de la mânia lui Dumnezeu, ne salvează de la consecința păcatului, ne salvează. Și în momentul în care a strigat pe crucea din dealul Golgotei: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că a acceptat să fie părăsit de Tatăl, să guste iadul în locul meu, ca eu să gust cerul, să guste suferința în locul meu, ca eu să gust vindecarea, să guste El amărăciunea în locul meu, ca eu în seara asta și tu în seara asta să gust cu adevărat bucuria. Pur și simplu s-a împovărat cu păcatul meu și cu blestemul meu, pentru că nimic bun nu locuia în mine, nici în mine, nici în tine, pentru că nu există niciun om în seara asta care să se fie întors din dragoste pentru Dumnezeu. Știi de ce ai venit la Hristos? Știi de ce am venit la Hristos? A fost faptul că într-o zi păcatul m-a îngenunchiat. A fost faptul că într-o zi n-am mai avut soluții. A fost faptul că într-o zi mi-am văzut neputința sufletului și a trupului și am zis: Doamne, e singura mea salvare, fă ceva, fă ceva, Dumnezeul vieții. Și ascultați-mă, oameni buni, nimeni nu s-a întors din dragoste pentru Dumnezeu aici. Noi l-am urât pe Dumnezeu. Însuși prin păcatele noastre am fost vrăjmași. Însuși prin viața noastră am cerut independență. Dar știți de ce suntem aici și sunt după 20 de ani? Este că am găsit în El, într-o seară ca și asta,
ceva mult mai frumos decât mi-a putut oferi toată lumea asta nenorocită. Iisus este Domnul Domnilor. Iisus este Domnul Domnilor. Și dacă îl iubesc în seara asta și dacă am rămas lângă el în seara asta, este că el într-o zi mi-a ridicat povara păcatului. Oameni buni, meritam să fiu îndepărtat pentru totdeauna, dar modul în care m-a primit Hristos într-o zi ca pe un fiu risipitor, cu brațele deschise, asta m-a determinat să-i spun: Doamne, cum te-ai putut îndura de mine, un nenorocit atât de mare? Și când a strigat pe cruce, s-a isprăvit. Știți ce traduce într-un fel general termenul acela? Adică eu am plătit integral pentru fiecare dintre voi. Este ca și cum te-ar suna creditorul de la bancă și ți-ar spune: domnule, aveți 10.000 de euro luați împrumut. Aveți pentru 10 ani rată. Vă aduce: da, domnule, știu. Ce, s-a mărit rata? S-a mărit dobânda? Nu, domnule, am făcut un consiliu cu toată banca și ne-a hotărât ca în dreptul dumneavoastră banca să achite integral tot, nu mai veți de plătit absolut nimic. La fel a făcut Hristos cu fiecare dintre noi. Când a strigat, s-a isprăvit, adică eu am achitat tot! Tot! La un moment dat, un băiețel îi zice lui taică-so: tată, când voi împlini vârsta de 7 ani, mă iei cu tine la locul tău de muncă? Îi povestea părintele acesta cum el lucra la un pod, era responsabil cu podul și când era pruncul așa câțiva anișori, îi povestea: uite, tati are o manetă, niște butoane acolo și tati e responsabil cu un pod, că în momentul în care podul acesta, un vapor trece, se apropie de pod, tati ridică podul și în momentul în care vine un tren, tati coboară podul. Și la un moment dat copilul a zis: tată, te rog, când împlinesc 7 ani, mă iei cu tine și eu să văd unde lucrez. Și a zis tatăl: da. Am împlinit copilul 7 ani și a doua zi dimineață i-a zis: tată, te rog frumos, promisiunea. L-a trezit tatăl dimineața, i-a pregătit pachetel frumos tot, l-a luat de mânuțe și drumul spre locul de muncă trebuia să îl treacă prin gară. Copilul, de mână cu taică-so, a trecut prin gară și a trecut pe lângă trenul care în câteva momente trebuia să plece. S-a uitat la fiecare compartiment. La primul compartiment a văzut un bărbat flirtând cu o femeie. În alt compartiment a văzut vreo câteva doamne vorbind despre alta care nu era de față. În alt compartiment erau niște oameni care consumau băuturi alcoolice, în alt compartiment fumau, înjurau. Și au ajuns la locul de muncă, taică-so i-a dat o undiță să pescuiască într-o baltă să se joace, până când el ridică podul să treacă vaporul. La un moment dat a auzit semnalul din gară că trenul este gata să plece, s-a uitat după pruncul lui și nu l-a văzut nicăieri. S-a uitat în stânga, în dreapta și când l-a văzut pe piciorul podului, pentru că pruncul ce a zis: mă duc să pescuiesc de pe piciorul podului să prind pești adevărați, nu în balta asta. S-a uitat, a încremenit taică-so. Trenul dădea semnalul că pleacă. El trebuia să lase podul jos. Avea de făcut două alegeri. Ori lasă talpa podului sus, lasă podul sus și mor 300 de oameni din tren. Ori lasă podul jos și îl omoară pe singurul lui prunc, ca 300 de oameni să fie salvați. Vreau să vă întreb, oameni buni, dacă ați fi fost în locul acestui tată, ce ați alege? Ce ați alege? Să vă uitați la pruncul vostru, care l-ați crescut, în care ați investit enorm, și să fiți puși în fața unei asemenea alegeri. Ți-ați alege. Și cu durere, tatăl acesta apasă butonul și podul îl strivește pe singurul lui prunc. A trecut trenul cu 300 de oameni care habar n-aveau că pentru salvarea lor, pentru viața lor, cineva a murit. Oameni buni, înțelegeți parțial inima lui Dumnezeu?
Știi că pentru salvarea ta în această seară a murit cineva? Știi că cu 2000 de ani s-a auzit un strigăt? Știi că un tată, cum spune Evrei 53:10, a rămas șocat că nu romanii și nici evrei nu l-au dat la moarte, ci însuși Dumnezeu și-a pus pe altarul lumii pe singurul lui Fiu. Pentru că Biblia vorbește foarte clar că El, Dumnezeu Tatăl, a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință pentru mine și pentru tine, care încă iubești păcatul și încă te ții de el. Pentru mine și pentru tine, probabil care ești un om falimentar în viață, pentru mine și pentru tine, nu doar a murit pentru noi, ci a murit să ne elibereze de orice legătură a celui rău. A venit să elibereze de influențele demonice. A venit să ne elibereze de pur și simplu de frustrare, de povara păcatului. El, Hristosul veșniciei, a cărui nume merită să fie onorat, binecuvântat, a cărui prezență cred din toată inima în seara asta, este aici. Binecuvântat să fie Cel ce domnește, binecuvântat să fie Cel care eliberează. Pe crucea din dealul Golgotei a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare, ieșind biruitor asupra lor prin cruce. Și în al treilea rând, și vreau încet să mă apropiu de încheiere, a treia lecție pe care ne-o prezintă Dumnezeu la Catedra Veșniciei este că Dumnezeu stă și astăzi cu mâna întinsă. Simplu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, El a dovedit iubirea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu stă cu mâna întinsă pentru oricine, indiferent cine ești aici, indiferent din ce religie ești, indiferent ce ai făcut, indiferent cum ești, nu contează. Dumnezeu pentru oricine L-a chemat pe Levi, pe Matei de la vamă, un vameș urât de neamul lui. I-a zis lui Zacheu, alt vameș urât de neamul lui, care i-a păgubit pe o grămadă de oameni, dă-te jos, Zacheie, dă-te jos în momentul acesta. A stat față în față cu Maria Magdalena, din care se manifestau 7 demoni, a eliberat-o. Interesant, a fost primul om care i s-a arătat Hristos după înviere, unei femei din care scosese 7 demoni, oricine. Oricum. Oricum, așa cum ești. Nu-s pregătit. Frate, nu-s pregătit să vin la Hristos. Domnule, nu-s pregătit să vin la Hristos. Wow, omule bun, tocmai asta e frumusețea. Hristos cheamă oameni nepregătiți. Pe toți pe care i-o chema Hristos au fost nepregătiți. Vino cu păcatul tău, vino cum ești, vino cu ascunzișul tău, vino cu omul imaginar, vino! Oriunde, într-o biserică la capăt de drum, într-un tramvai, pe un stadion, indiferent, oriunde, chemarea lui Hristos, salvarea lui Hristos este pentru oricine, oriunde, oricum. Dar ascultă-mă ce spun astăzi. Nu oricând. E pentru oricine, oricum, oriunde. Dar nu oricând. Știi că mâine s-ar putea ca brațul lui Dumnezeu să nu mai fie întins spre tine? Noi avem impresia, ca și oameni, că Dumnezeu ne va aștepta până la sfârșitul vieții noastre și atunci, la sfârșitul vieții noastre, noi vom spune lui Dumnezeu, da, oameni buni, ascultați-mă. Tâlharul de pe cruce n-a fost o normă, ci o excepție. Repet, tâlharul de pe cruce n-ar trebui să fie o normă, ci o excepție. Știi că mai ai 5 minute să mai spui lui Dumnezeu, iartă-mă? Știi că mai ai 5 minute să te împaci cu aproapele tău? Știi că mai ai 5 minute să-ți mărturisești păcatul? Știi că mai ai 5 minute să chem numele lui Hristos peste tine? S-ar putea să fie ultima seară în care mâna lui Dumnezeu să fie întinsă spre tine, pentru că ascultă-mă ce spun. Nu tu ai pregătit contextul ăsta. Nu tu l-ai pregătit, ci Dumnezeu. S-ar putea ca de mâine Dumnezeu să nu-ți mai vorbească. De ce? Pentru că plecând de aici,
fără să iei o hotărâre în viața ta și în inima ta, te vei duce, te vei lua cu treburile cotidiene, vei uita ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu. Am un prieten care, la cărui ușă a bătut un vecin de-a lui. Nici o treabă cu biserica. Nici o treabă. Și a zis, auzi, eu te văd în fiecare dimineață că tu te duci la biserică, mă. Își ia familia, se îmbracă frumos, merge la biserică. Unde te duci? Păi, ce acolo, în Decebal, la piață. Și mă, ieși și pe mine cu tine. Da, zice. Și îl bagă într-un matiz acolo și îl duce 6 luni de zile, îl duce la biserică. 6 luni de zile îl poartă într-o parte și în alta. Mi-a zis, Marius, nu vrei să stai de vorbă cu Adi și tu? Uite, eu am tot zis, dar nu-i hotărât. Am zis, da, vin să stau de vorbă cu Adi. M-am dus, m-am prezentat, sunt Marius Pop, el, Adi. Adi, intrând în vorbă cu el, i-am zis despre Hristos, i-am zis despre Dumnezeu. Avea cumpănă. La fel cum îi predica și Ioan lui Erod. Ioan nu era un predicator așa ca mine. Ioan era foc. Era foc. Știți că lui Erod îi plăceau predicile lui Ioan? Unde predică Ioan? Vedea pe afiș. O, zice, e pe malul Iordanului astăzi. Aduceți-mi costumul, zice Erod. Pregătiți-mi mașina. Mergem pe malul Iordanului. Și ajungea Erod pe malul Iordanului, se cobora din mașină cu armata lui, deschideau frumos ușa. Nu știu ce predica Ioan în momentul acela, dar când Ioan l-a văzut pe Irod, și-a întrerupt predica și i-a zis așa, Iroade, nu ți este îngăduit să trăiești cu soția fratelui tău Filip, în adulter! Și Irod cumpănă. Știa că pe de-o parte e vocea lui Dumnezeu care îl cheamă. Și zice, pocăiește-te, pocăiește-te. Pe de-o parte, era vocea Irodiadei, a plăcerii păcatului de-o clipă. Vocea, întoarce-te la mine. Nu astăzi, cealaltă voce. Și avea cumpăna în viața lui, așa cum ai ieșit tu astăzi, indiferent că ești tânăr sau bătrân, ești prunc de pocăiți, dar risipitor aici. Nu ești afară încă. Doar visezi la ceea ce e afară și după gard te uiți. Și la un moment dat, avea cumpăna Irod. Știi că diavolul zice, auzi, pocăiește-te, e bună, Biblia, o, zici, da, e bună. Biserica, e bună. Cântările, da. Predica, adevărat. Dar știi ce zice diavolul? Nu astăzi. Las-o pe mâine. Mâine. Las-o pe mâine. Las-o pe mâine, domnule, acum nu te pocăi tu chiar astăzi. Las-o în a treia seară, în a cincea seară, în a zecea seară. Las că te întoarce tu la Dumnezeu într-o zi. Dar nu astăzi. Și Dumnezeu îți spune acum. Pentru că eu vreau să rezolv problema păcatului tău și a veșniciei în seara asta. Și diavolul zice, mâine. L-am luat pe Adi cu noi la post și rugăciune. Și înainte să plecăm la post și rugăciune, soția mea are un vis de noapte. S-a trezit dimineață și îmi zice, tati, am visat cum că pe bancheta mașinii unde eram noi, trebuia să plecăm undeva, era un pește mare în spate, negru, care scuipa sânge. Ce să însemne oare? Am zis, nu știu. Ascultați-mă. Când aveți la post și rugăciune, am plecat într-o vineri. Adi era pe bancheta mașinii unde eram noi în spate. Și dus și întors. Ne-am întors într-o duminică seara. Luni, în jurul amiezii, primim un telefon. Adi a murit. Nu. Cred că e despre altcineva vorba, nu e Adi. Ba da, Adi a murit. N-are cum. Știți cum a murit? Gândesc o grămadă de oameni astăzi. Nu astăzi. Mâine. Astăzi o dau de gard, dar numai astăzi o dau de gard. Astăzi îmi mai împlinesc și păcatul acesta, dar de mâine, promit eu, de mâine mă pocăiesc. S-a dus cu vechiul lui prieten.
Și au zis, bă, te-ai pocăit. Nu, mă gândesc, dar... Hai mă iau un pahar, că... Și a luat un pahar, atât a trebuit. A luat două, a luat cinci, a luat zece, că românul știți, e stăpân pe un pahar. Tot românul e stăpân pe un pahar. Românul mai mult, nu. Și ascultați-mă, de la 10 pahare le rodea stomacul. Era atât de biat, încât de-abia se mai ținea în picioare. S-a dus la farfuria cu cartofi, a luat un cartof și l-a băgat în gură. De biat ce era, i s-a oprit în gât pentru că n-a mai avut puterea să-l împingă în stomac. A căzut jos și se zbătea între viață și moarte, în timp ce prietenii lui, ascultați-mă, îi făceau poze și îl filmau, credeau că glumește. De ce vrei să-ți astupi conștiința cu palma cuvântului de mâine? De ce? De ce ca și tânăr, de ce ca și femeie tânără? Vrei să-ți astupi conștiința cu palma cuvântului de mâine? De ce nu vrei să înțelegi că în seara asta este în joc veșnicia ta? De ce nu vrei să înțelegi că în seara asta este o luptă fantastică pentru sufletul tău? De ce nu vrei să înțelegi că te lupți cu îndoiala și unii de aici, probabil din biserică, nu știți unde veți merge dacă veți muri în noaptea asta? Dacă ai vedea pentru fracțiune de secundă veșnicia, te-ai prăbuși înaintea lui Dumnezeu astăzi și ai spune, Doamne, mântuiește-mă. Mântuiește-mă, Doamne, Dumnezeul meu. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Mâna Lui este întinsă pentru oricine, oricum, oriunde, dar nu oricând. Vrei să stai în seara asta față în față cu veșnicia ta? Dacă știi că e ultima seară în care mai poți face ceva pentru sufletul tău, ce ai face? Dacă știi că e ultima seară în care poți să te mai rogi cum te-ai ruga. Dacă știi că e ultima seară în care poți să mai cânți cum ai cânta. Și-ar fi dorit bogatul din Luca 16 încă o chemare să mai facă predicatorul. Să mai facă predicatorul încă o chemare, să mai audă încă o cântare și să mai aibă oportunitatea să mai facă o rugăciune. Dar nimic. Și-ar mai fi dorit omul ăla încă o seară de evangelizare, dar nimic. Nu vreau să te speriu cu iadul astăzi, dar nu uita un lucru care ți-l spun astăzi. Hristos a predicat de două ori mai mult despre iad decât despre cer, pentru că din iad nici Dumnezeu nu te mai scoate. Cum spunea regretatul Duculescu, El scoate iadul din lăuntrul tău. Tu stai o clipă, dar și te socoate. Te încrede în singurul ce poate să pună un colț de rai în lăuntrul tău. Vrem să stăm în prezența lui Dumnezeu să ne rugăm. Și dacă în seara aceasta Dumnezeu ți-a vorbit și nu vrei să mai amâi, nu vrei să pleci de aici fără Hristos, fără Dumnezeul veșniciei, acolo unde ești, acolo unde ești, stai cu capul plecat înaintea lui Dumnezeu. Poate ești un tânăr care doar te-ai scăldat, dar nu ești născut din nou. Poate ești o femeie care te lupți cu adicții și un bărbat care te lupți cu adicții și n-ai scăpat de ele. Poate ai făcut promisiuni că de mâine te vei schimba și n-ai făcut-o încă. Te cheamă Dumnezeu în seara asta. Te cheamă Dumnezeu în seara asta să te prăbușești înaintea Lui. Pentru că El este singurul care poate să dea bucurie și pace. A fost primul din familia mea care s-a pocăit și neam din neamul meu n-a mai fost pocăiți. Neam de neamul meu. Am trecut prin niște perioade în tinerețe, în copilărie, nu pot să vi le spun.
Dar era la balconul unei biserici acum 20 de ani. În 2003. Era venit fratele Petrică Găină la evangelizarea aceea și cu vocea lui gravă a făcut chemare și a zis așa: cine vrea să se întoarcă la Domnul? În momentul acela mi-am văzut toate păcatele înaintea ochilor mei și știam că Hristos este singura soluție, nu una din ele, pentru reabilitarea vieții mele. Și Iisus este singura soluție, nu una din ele, pentru reabilitarea vieții tale astăzi. Am ridicat mâna înaintea lui Dumnezeu, pentru că El zice așa: cine vrea să-L primească pe Domnul în inima Lui, să ridice mâna sus. Am ridicat mâna în acea seară. Și în momentul în care am ridicat mâna și am început să mă rog și să-i cer lui Dumnezeu iertare și să-i spun că din seara asta, din momentul ăsta, eu nu mai plec fără El acasă. M-am săturat de ceea ce mi-a promis lumea. Lumea pentru mine a fost o fata morgană, ascultă-mă. Mi-a promis mult, mi-a oferit puțin. Mi-a dat numai amărăciune, mi-a oferit goliciune pur și simplu. Încercam să-mi potolesc setea sufletului meu cu surogate, dar ascultați-mă, cum spunea Augustin, că sufletul nostru are dimensiunea lui Dumnezeu și poate să fie umplut numai cu Dumnezeu. Rătăcești departe de Dumnezeu și ai rătăcit departe de Dumnezeu în momentul ăsta, dar ascultă-mă, nu poți să-ți găsești împlinirea, pacea și liniștea până când nu L-ai găsit pe Dumnezeu. Numai atunci poți să-ți o găsești. În timp ce cântă Ionut, vă rog frumos să stați cu capul plecat. Și dacă este cineva în seara aceasta care vrea să Îl primească pe Hristos în inima Lui și Hristos să facă ordine în dezordinea vieții tale, fă-i un semn către cer cu mâna și spune: Doamne, în seara asta vreau să mă întorc cu toată inima la Tine. În seara aceasta m-am săturat de viața mea. În seara asta m-am săturat de modul în care trăiesc. Știu că nu-i bine, dar niciodată n-ai venit până acum la Hristos, pentru că ai început să fugi de El. Pentru că blestemul generației a lumii este că aleargă de Dumnezeu, nu înspre Dumnezeu. De ce vrei să mai alergi de Dumnezeu? De ce? De ce? Cine vrea să se întoarcă în seara asta cu toată inima la Hristos și să-i spună lui Dumnezeu: iartă-mă, Doamne! Iartă-mă, Doamne! Iartă-mă, Doamne, și eliberează-mă! Indiferent cine ești aici, indiferent din ce denominațiune faci parte, ridică o mână către Dumnezeu și spune: Doamne, în seara asta vreau să merg cu Tine acasă. Dacă este la balcon cineva care vrea să ridice o mână către cer, poate să o facă. O mână pe care o vede Dumnezeu este un semn al credinței, că tu vrei ca Dumnezeu să-și îndrepte ochii spre tine și să lase prezența Lui către tine. Dacă este la cor aici, dintre pruncii ăștia noștri, dintre dumneavoastră, cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu, vă rog, faceți un semn cu mâna. Faceți un semn cu mâna. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Să coboare Iisus, să coboare prezența lui Dumnezeu peste mâinile ridicate și în numele Lui să cadă legături și în numele Lui să se vindece suflete și în numele Lui să elibereze oameni în seara asta. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Chiar dacă toată lumea asta o să o ia în haos, toată lumea asta o să meargă la vale, cei ce se țin de Hristos vor rămâne în picioare. Când oamenii cad, Hristos rămâne în picioare. Când biserici se prăbușesc, Hristos rămâne în picioare. Când viața ta și pământul vieții tale se cutremură, cei care se leagă de Hristos vor rămâne în picioare. Cei care se leagă de oameni vor cădea împreună cu ei. Hristos este Domnul! Hristos este Domnul! Hristos este Domnul! Poate ai probleme în familie astăzi. Dragostea lui Hristos să copleșească inima voastră. Poate ești un prunc risipitor. Ești aici și nimeni nu știe. Vizionezi pornografie nascuns. Ai adicții, ai păcate pe care nu le-ai mărturisit. Hristos are un cuvânt și pentru tine în seara asta. Hristos se eliberează! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Nu este alt nume dat oamenilor în cer și pe pământ prin care să fie mântuit decât unul singur, numele lui Iisus, cel mai scump nume, cel mai scump nume, cel mai scump nume. Dacă mai este cineva în seara asta care vrea să ridice o mână către cer, este un semn al credinței, este un semn al credinței. Aleluia, Domnul să vă binecuvinteze. Nu mai sta.